Urmarea hotărârii aprobate în 8 octombrie, numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv în învățământul special, în centrele județene de resurse și asistență educațional, este de 286.710 posturi. În total, schema de personal în sistemul de învățământ preuniversitar în acest an școlar a fost suplimentată cu 1.250 de posturi. Reglementarea stabilită de executiv are ca scop asigurarea dreptului la educația al elevilor, în contextul în care noul an școlar a început în condițiile prevăzute de starea de alertă. Mai exact, organizarea activităților didactice pe durata stării de alertă presupune dispunerea unor măsuri stricte de igienă și distanțare socială, fapt care determină micșorarea efectivului de elevi la clasă și creșterea numărului de clase, implicit a numărului de posturi. În anul 2020, cheltuielile bugetare se vor face cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Educației și Cercetării. În viitorii ani financiari, cheltuielile bugetare se vor realiza cu încadrarea în fondurile aprobate prin legile bugetare anuale. Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de autoritate de stat, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Constituția României, republicată și-a îndeplinit obligațiile ce-i revin, prin punerea în aplicare a cadrului legal și prin asigurarea exercitării dreptului fundamental la educație, în condițiile stării de urgență și ale stării de alertă.